ajunsesem atât de rău încât dormeam pe scări de blocuri prin ghetourile din București. Mă injectam cu printre șobolani și în locuri unde era plin de seringi. Bună, mă numesc Alexandra, am 27 de ani și am fost dependentă de droguri 10 ani de zile. Și acum sunt într-un program de reabilitare de 6 luni de zile. Ce pot spune despre contextul familial este că m-am născut într-o familie normală, în care mi s-a oferit foarte multă afecțiune, dar mult mai mult suport financiar. Mama este o persoană destul de iubitoare, dar niciodată nu a știut cum să-mi arate sentimentele ei. Despre tata pot spune că el a lipsit destul de mult din viața mea pentru că era mai mult plecat de acasă. Era destul de strict în ceea ce privea principiile cu care mă creștea. Ceea ce m-a făcut să fiu puțin distantă și să-mi fie frică să vorbesc despre viața mea cu ei, pentru că îmi era frică să nu mă judece și să nu mă certe. Perioada în care eu eram mică, ei erau mai mulți plecați din țară și am crescut cu bunica mea. Am crescut alături de ea, m-a crescut frumos, m-a îngrijit foarte frumos. Ceea ce mi-amintesc că m-a afectat cumva este că bunicul meu era alcoolic și acasă erau destul de mult conflicte, pentru că de fiecare dată când bea, o bătea și eu mă ascundeam în spatele ei să mă feresc, pentru că mi-era teamă să nu dea și în mine. Ai mei m-au crescut cu principii foarte solide, mi-au spus mereu că trebuie să ajung cineva și că nu acceptă să-i fac de râs, pentru că pentru ei era important ce spun oamenii din jur și ce părere pot eu să las în jurul meu. Așa am și făcut, am urmat principiile cu care ei m-au crescut și chiar am respectat foarte mult aceste lucruri, dar faptul că ei mereu îmi repetau că nu au încredere în mine și că îi mint. Mama îmi spunea în continuu că o mint și asta mă făcea să mă retrag și mai mult în lumea mea. Așa am început la vârsta de 16 ani să ies cu niște prieteni care erau un pic mai mari decât mine, dar ei aveau un mod mai diferit de a se distra față de ceilalți copii. Consumau alcool și droguri. Deși eu am avut o lungă perioadă în care am reușit să nu mă ating de droguri sau de alcool, după o perioadă de aproape un an, într-un moment în care eram supărată și dezamăgită de o discuție pe care o avusesem cu mama mea, am rugat un prieten să îmi facă și mie o țigară cu marihuana, pentru că am zis că dacă ei își pot schimba starea seară de seară și nu îi afectează cu absolut nimic, așa poate mi-o pot schimba și eu și mă pot detașa de viața pe care o trăiesc acasă. Normal că am început cu o țigară de marihuana, nu mi-a plăcut absolut deloc. Și ulterior, după, am început să consum ocazional, pentru că m-am alăturat chetei care se făcea weekend de weekend. Puneam câte 10-20 de lei pentru a ne cumpăra un gram sau două de iarbă. Și deși nu mă regăseam foarte mult în consumul de marihuana, nu m-am oprit și am ales să încep să merg și la petreceri cu ei, la petreceri cu muzică electronică. Acolo am început să consum cocaină, pastile cu ecstasy și orice praf pe care îl găseam la îndemână, eu îl cumpăram și consumam. Atunci au început să-mi placă foarte mult genul ăsta de droguri. Mă făceau să mă simt în extaz, mă făceam să nu mă mai gândesc la ce nu am acasă, nu mă mai simțeam inhibată de ceea ce eram, ci mă simțeam foarte degajată, puteam să mă exprim mult mai liber, simțeam că sunt foarte populară, că oamenii mă plac și mă iubesc.
au început să fie tot mai dese aceste petreceri. Normal că viața mea a început să prindă un alt contur, pentru că am început să-i mint destul de mult pe ei. Ei, deși erau foarte sceptici, nu m-au prins în acea perioadă că consumam, dar eu în sine mea știam că ceea ce fac nu este bine și că trebuie să fug cât mai repede de acasă ca să mă pot simți mult mai liberă și ca să nu mai trăiesc în minciuna pe care trebuia să o trăiesc zi de zi, pentru că mă duceam la liceu, chiuleam de multe ori pentru a reuși să mă pot odihni, pentru că nu mai făceam față din cauza consumului. Ai mei au ținut foarte mult ca eu să ajung la facultate și m-am ambiționat destul de mult, am luat bacul și am intrat la o facultate în București, la Facultatea de Științe Politice. M-am mutat împreună cu o prietenă. Ideea este că și ea consuma marihuana și acolo a început o altă parte a vieții mele. Am început să trăiesc liber, să consum mult mai liber, pentru că consumam acasă. Nu mai aveam de cine să-mi feresc privirea când intram în casă, pentru că acasă când eram, mereu trebuia să-mi folosesc picături de ochi, pentru că aveam ochii roșii din cauza consumului și ai mei trebuia să am o grijă foarte mare la modul în care mă exprim, cum mă prezint și începuse să-mi placă să trăiesc în libertate și să nu mai dau socoteală nimănui. Am dus-o așa destul de mult timp, pentru că am reușit să termin facultatea. Bineînțeles că nu cu note foarte mari, dar am reușit să o duc la capăt, pentru că puteam să îmbin destul de bine consumul de droguri și petrecerile și cu studiile. La un moment dat am intrat într-un alt cerc de prieteni în care toți consumau droguri și alcool. Am plecat la munte cu acești prieteni pe care mi-i făcusem și am făcut o petrecere acolo, am consumat alcool și mai multe tipuri de droguri, am făcut un cocktail și a fost primul moment în care eu am pierdut controlul drogurilor, pentru că inconștientă am întreținut relații sexuale cu acel băiat care mă plăcea. Bineînțeles că a doua zi când m-am trezit nu mi-aminteam absolut nimic. Știam că toți din jurul meu îmi spuneau că am făcut o prostie. Fetele care erau cu mine, prietenele mele, îmi spuneau că am plecat în cameră cu acel băiat și el mi-a spus ceea ce făcusem. Acel moment a fost momentul în care eu m-am simțit foarte murdară. Nu mă gândeam în viața mea că o să ajung să fiu inconștientă din cauza drogurilor, pentru că credeam că dețin controlul absolut. Niciodată nu mi se întâmplase să adorm sau să nu mai mi-amintesc ceea ce fac. Și a fost un moment în care mi-era rușine să mai mă uit în oglindă și m-am simțit foarte jos. Toată stima mea de sine în momentul ăla s-a dus și am spus că asta este viața pe care trebuie să o trăiesc, trebuie să-mi accept reputația și am avut o prietenă cu mine care mi-a spus că trebuie să, ca să pot să-mi astup rădinele și să nu mai simt atât de tare, că pot continua să beau și în câteva zile am să uit absolut tot. Așa am și făcut și din acel moment am început să consum, cred că aproape zilnic. Dar problema principală a fost că eu am acceptat să am și o relație cu acel băiat, pentru că m-am gândit că oricum toată lumea știa ce am făcut și este mult mai bine să accept ceea ce am făcut și să încerc să-i dau o șansă băiatului decât să fug și să încerc altceva, pentru că îmi era foarte teamă de ceea ce spun oamenii din jur, pentru că ai mei mă crescuseră cu acest principiu. Așa am făcut, am intrat într-o relație cu acel băiat care a durat aproximativ 5 ani de zile. O relație care a fost destul de frumoasă la început. Eram tineri amândoi, ne plimbam, aveam activități normale și el era un băiat cu studii, la fel ca și mine, dar problema principală era că el consuma droguri, la fel ca și mine. Asta ne-a făcut pe amândoi să ne instigăm unul pe altul la a consuma mai mult. Când eu voiam să mă opresc, consuma el și mă făcea din nou să consum, iar când el voia să consume, voiam eu
eu să mă opresc și niciodată nu găseam un numitor comun. Altă problemă, care nu am știut-o de la început, în momentul în care am acceptat să am o relație cu el, era că el se ocupa cu traficul de droguri. Și deși în acel moment nu m-am gândit nicio secundă la consecințe, pentru că aveam aproximativ 20 de ani, nu m-am gândit că putem fi prinși de poliție, că pot avea un dosar penal, că este o lume destul de periculoasă și că pot păți ceva din cauza acestui aspect. Nu, pentru mine a fost o oportunitate, o ușă larg deschisă către a avea acces la o gamă variată de droguri, la a avea bani, la a nu mai cere bani părinților. Mă mulțumeam foarte mult cu viața pe care o aveam. Credeam că sunt cineva. Eram mulțumită, credeam că am tot ce îmi doresc. Dar nu mai îmi dădeam voie să mai simt realitatea, pentru că consumam zi de zi. Și la un moment dat, când nu mai consumam, când aveam o zi sau două în care nu mai consumam, îmi puneam întrebări, oare eu îl iubesc cu adevărat pe băiatul ăsta sau pur și simplu drogurile ne țin împreună. Așa am trăit într-o minciună ani de zile. După o perioadă de 3 ani, el a fost arestat și eu băgat în dosar pentru complicitate la trafic de droguri. Am trecut printr-un proces foarte solicitant. El a primit o pedeapsă cu executare și eu am primit o pedeapsă sub supraveghere de aproximativ 3 ani de zile. În acel moment mi-a fost extraordinar de greu, pentru că am rămas singură, am rămas fără el, am simțit în acele momente că sunt dependentă de droguri, pentru că eu nu am avut ocazia să-mi dau seama că eu nu mai pot sta fără droguri, pentru că eu consumam, aveam să consum zi de zi. Deși negam în sinea mea că aș putea să fiu dependentă de droguri, cam în perioada aceea am putut să conștientizez că, da, într-adevăr, am o problemă cu drogurile și cu alcoolul. Nu m-am oprit nici atunci. Nu m-am oprit pentru că atunci mă gândeam că am pierdut tot, că am pierdut, că mi-am pierdut demnitatea, că l-am pierdut pe el, că mi-am pierdut orice perspectivă de viitor, că nu mai pot face nimic cu studiile pe care le-am făcut pentru că aveam deja un cazier și asta mi-a afectat destul de mult. Bineînțeles că la un moment dat mi-am pierdut și jobul, pentru că lucram ca agent imobiliar și câștigam destul de bine. Mi-am pierdut jobul pentru că nu mai puteam să fac față consumului zilnic, adică să consum și la muncă, să consum și acasă și să pot să funcționez normal. Așa cum am spus, da, într-adevăr puteam să combin foarte bine în prima fază a consumului drogurile cu jobul și cu studiile, dar la un moment dat, într-adevăr, m-au pus la pământ, pentru că am început să mint pe toți din jurul meu, să fac orice pentru a obține bani să consum și mă îndepărtam de toți cei care îmi voiau binele. Mama mea, când voia să vină să mă viziteze, nu îi răspundeam la ușă sau nu îi răspundeam cu lunile la telefon și ea nu înțelegea ce este cu copilul ei și eu în perioada aia o condamnam foarte mult și spuneam că ea este motivul pentru care eu am ajuns așa, eu am ajuns să intru într-o relație nepotrivită, pentru că eu nu am putut să am încredere în a-i spune problemele mele, ceea ce era total neadevărat. Probabil că m-ar fi ajutat mult mai mult să pot să la acea perioadă să vorbesc cu ai mei și să le spun prin ceea ce trec. Dar am preferat să mă mint singură și să evadez din realitate consumând droguri. Și așa cum am spus, mi-am pierdut jobul, bineînțeles că nu am mai avut bani să-mi plătesc chiria și mă tăram de pe o zi pe alta pentru să am bani pentru țigări și pentru o doză sau două de droguri. Și bineînțeles că ai mei au aflat absolut tot. Mama a fost disperată pentru că în momentul în care a aflat că starea mea este destul de critică, ea nu știa ce să mai facă cu mine. Avea momente în care venea și mă vizita și mă vedea în cum făceam supradoze de droguri și cum mă tăvăleam prin casă de dureri pentru că nu mai aveam bani să consum.
În multe momente îmi găsea prin buzunare și prin gențile din casă droguri, de frică ca eu să nu fac un gest necontrolat și să nu ajung să ies din casă și să fac rău altora sau să-mi fac rău mie. Îmi dădea cu lacrimi în ochi banii și trebuia să asiste la momentele în care eu mă drogam în fața ei, pentru că era foarte frică de ceea ce eu puteam să fac. Am avut două tentative de suicid. Una dintre ele a fost chiar în fața mamei mele, în momentul în care am luat un pachet întreg de Xanax. Norocul meu a fost că ea a avut la îndemână telefonul, a sunat imediat la salvare și au venit, m-au dus la urgențe și mi-au scos acele pastile din mine. Ajunsesem destul de inconștientă, fiindcă băusem și alcool. Îmi doream din tot sufletul meu să mor. Era mai simplu pentru mine să știu că mor și că nu mai fac rău absolut nimănui și că nimeni nu mai suferă din cauza mea, dar totuși nu aveam curaj să fac asta. Îmi amintesc că de multe ori măream dozele doar pentru a ajunge să fac o supradoză și să reușesc să mor prin felul ăsta, pentru că nu făceam curaj să-mi pun capăt zilelor în alt mod. Am ajuns în multe ipostaze foarte urâte datorită faptului că măream acele doze. De multe ori ajungeam să mă droghez în casă, să ies pe balcon și să adorm în picioare, să cad, să am tendința de a mă apleca pe balcon și vecinii să cheme salvarea sau poliția pentru că mă vedeau de la geam și ei deja îmi știau situația, știau că eu consum. Cicatricea pe care o am pe frunte o am tot din cauza consumului. Am consumat într-o zi GHB, care se mai numește și drogul violului. Mi-am administrat o doză mult mai mare decât puteam eu să duc și am leșinat și am căzut inconștientă cu capul de o masă de lemn masiv. M-am trezit într-o băltoacă de sânge și cu o gaură în cap, inconștientă, dar primul lucru pe care am știut să-l fac a fost să mai iau încă o doză, pentru că drogurile mi-alinau orice fel de durere și îmi dădeau adrenalină încât puteam să credeam că pot să trec peste orice moment de genul ăla. Am încercat un nou tip de droguri, etnobotanicile, pentru că mă gândeam că sunt mai ieftine și că deja drogurile mai ușoare nu își mai făceau efectul, având o toleranță foarte mare la ele, și am început să consum etnobotanice. Acolo a început infernul pentru mine, pentru că am înnebunit la propriu. Consumul de legale m-a dus pe marginea prăpastiei, aș putea spune. Eram foarte extremistă, am preferat să trăiesc pe stradă decât să mă întorc la ai mei și să trăiesc rușinea de a îmi asuma că am o problemă și că vreau să fiu ajutată. Preferam să îi găsesc pe ei vinovați decât să-mi asum durerea, să-mi asum ceea ce făcusem și să-mi asum faptul că ce-am fost și că pot reveni la realitate. Mi era foarte greu să-mi amintesc momente și mi-era mult mai simplu să nu-mi dau voie să simt, să nu-mi dau voie să-mi amintesc. Și cred că din cauza consumului am multe momente pe care nu mi le mai reamintesc. Deși am multe răni și multe traume în spate, îmi amintesc doar fragmente și mi-este foarte greu să povestesc, pentru că nu mai mi-amintesc perfect imaginea de ansamblu a ceea ce s-a întâmplat. Așa cum spuneam, etnobotanicele aproape că m-au distrus. Am început să consum câte un plic, care costa 10 lei, și consumul nu s-a oprit doar la un plic de 10 lei, pentru că începusem să dau mai mulți bani decât pe drogurile care credeam eu că sunt mai scumpe. Făceam orice pentru a procura bani sau pentru a face rost de bani pentru ele.
Ajunsesem să cerșesc, să fur din magazine pentru bani. De fiecare dată când aveam o ocazie să mă reîntorc acasă să-i vizitez pe ai mei sau în momentele în care ei mă găseau pe stradă și mă aduceau forțat acasă, stăteam maxim 3-4 zile, le furam tot ceea ce puteam să le fur, inclusiv mașinile, le amanetam, le vindeam toate lucrurile, mă reîntorceam în București și profitam de zilele în care aveam bani ca să-mi procur drogurile și să mă refugiez în ele și să-mi trăiesc viața pe care eu credeam că trebuie să o trăiesc. Credeam că nu mai am niciun viitor, că niciodată nu o să mai mă pot lăsa de droguri, pentru că eu dacă nu aveam bani de droguri, îmi cumpăram alcool sau îmi furam alcool. Eu nu mai mă puteam să fiu eu fără droguri, adică în primul rând că nici nu-mi văzusem pe nimeni care să poată să se lase vreodată și acceptasem în sinea mea că drogurile m-au acaparat complet, dar nu voiam să recunosc asta. Treptat am intrat în alte anturaje de pe stradă, pentru că mă încredeam în oricine, în oricine mi oferea o țigară sau în oricine, cu oricine mă puteam relaționa, mă încredeam în ei și căutam un refugiu în prieteniile pe care mi le făceam. Ceea ce m-a dus și la consumul de heroină, am început să fumez heroină la folie, la țigară și după câteva luni să mă și injectez cu heroină. Și dacă stau să mă gândesc, când am început să mă droghez la 17 ani, când am fumat acea primă țigară, nu mă gândeam niciodată și n-aș fi crezut pe nimeni dacă mi-ar fi spus tu o să ajungi foarte rău. Aș fi spus că de ce se bag în viața mea, că nu au dreptul să-și dea o părere, că îmi vor răul, că găseam orice... Aș fi găsit orice ca să-i contrazic și da, nu m-aș fi gândit niciodată că de la o simplă distracție sau de la o simplă dorință de a-ți schimba starea o să ajung să-mi pierd orice urmă de speranță, să-mi pierd orice formă de principiu, să-mi pierd empatia, pentru că nu mai aveam niciun fel de urmă de empatie față de nimeni, nu mai simțeam nimic. Punctul meu cel mai de jos a fost momentul în care eu am acceptat din partea unui băiat pe care l-am cunoscut în București, pe stradă, am acceptat să fumez cu el o țigară cu etnobotanice și pentru că nu aveam unde dormi și nici unde să stau, am acceptat să mă duc cu el într-o casă. Mi-a spus că este aproape, ne-am dus spre casă. Când am intrat în curte, mi s-a părut puțin dubios, pentru că casa arăta destul de rău pe exterior, am intrat în interior, era doar ciment pe jos și arăta ca o casă părăsită. În acel moment el a aruncat un plic pe mine și mi-a spus că în momentul acela eu trebuie să-i plătesc drogurile pe care le-am consumat și încercam să-i spun că nu am bani și că aș putea să procur banii dacă mă lasă să plec și să mă duc să fur sau să cerșesc și să-i plătesc suma respectivă, pentru că era vorba de 50 de lei sau ceva de genul, dar el m-a ținut forțat în casa respectivă aproximativ 2 zile și m-a umilit și m-a abuzat sexual. Mi-a fost foarte greu. Îmi amintesc că mă rugam la Dumnezeu și îmi doream din tot sufletul meu să scap de acolo și nu credeam că o să mai ies. Și mi-a fost extraordinar de greu pentru că am zis, Doamne, de ce am ajuns în halul ăsta? De ce am ales să trăiesc viața asta? De ce nu am ascultat de ai mei? De ce mă mulțumesc cu atât de puțin? Și de ce trebuie să fiu eu cea care este acolo? A fost momentul care m-a zdrobit puternic, pentru că nu credeam niciodată că o să ajung în halul acela, nu credeam că o să trebuiască să trec prin lucrurile respective. În momentul în care am reușit să plec din acea casă, am ieșit inconștientă și mi-a fost, am avut un șoc foarte puternic. La scurt timp m-am internat la spitalul de
psihiatrie Obregia și țin minte că doctorii au sunat-o pe mama și i-a spus ea dacă nu se va opri din a consuma, va muri. Aveam un șoc puternic, m-au ținut 2 săptămâni pe perfuzii și pe tratamente extraordinar de puternice, nu mai știam cine sunt. Mama când venea la vizită îi spuneam că nu o mai recunosc sau că tata a pățit ceva, nu mai înțelegeam care este realitatea. Îmi amintesc că mi-a spus doctora să intru pe internet și să caut centrul Teen Challenge și așa am făcut. Am căutat centrul, am găsit o mărturie, mărturia directoarei centrului de fete și am stat și m-am uitat destul de atentă și mi-a rămas în minte, mi-au rămas cuvintele ei în minte și în inimă și mi-am dat seama că există speranță și că cum ea a putut reuși, pentru că și ea consumase heroină. Și da, a plantat în mine o sămânță de speranță, deși nu a fost acela momentul în care eu am vrut să intru, nu am avut curaj să intru în acel moment în centru. A mai durat câteva luni în care mi-am făcut destul de mult rău și în care am ajuns într-o stare și mai critică de atât. Dar la momentul în care eu m-am decis să merg la interviu, am fost acolo și am întâlnit-o chiar pe ea, ea mi-a ținut interviul și nu aveam nicio speranță, nu aveam încredere foarte mult în acest centru. De fapt, nu mai aveam încredere în nimic și cred că nici cei din jur nu mai aveau încredere că eu mă pot recupera. Și îmi amintesc că m-au luat de mână și i-am spus, nu, eu nu voi sta mai mult de 6 luni. Iar ea mi-a spus, nu, vei termina programul și vei reuși să stai 9 luni de zile. Așa a și fost, pentru că acum mai am 2 luni și termin programul și sunt foarte bine. Dar ceea ce eu nu știam până să ajung la centru era că centrul era un centru creștin. Dacă aș fi știut dinainte că este un centru cu specific creștin, eu cu siguranță nu aș fi ales acest centru, dar cred că Dumnezeu a lucrat în așa fel încât să nu știu acest lucru. A doua zi am și intrat în program. Orice minut în plus ar fi fost destul de periculos pentru că m-aș fi răzgândit instant și am zis da, încerc această variantă, asta este singura speranță a mea care mai mi-a rămas. Am intrat în centru, am fost primită cu foarte multă bucurie, toate fetele voiau să mă servească cu dulciuri, să mă cunoască, mă luau în brațe, îmi spuneau că sunt frumoasă, dar nu înțelegeam de unde au vibe-ul ăsta atât de frumos, adică de unde au atâta sclipire în ochi. Și într-adevăr am fost cam sceptică la început, studiam foarte mult ceea ce se întâmpla în jur, pentru că credeam că și ele urmăresc ceva și că nu sunt sincere, dar nu a fost așa într-adevăr. Stafful de acolo m-a ajutat foarte mult să înțeleg cine sunt cu adevărat, să înțeleg că trecutul nu mă reprezintă și că viața mea poate fi mult mai frumoasă decât mă gândeam. Într-adevăr, procesul este destul de greu să te recuperezi după un timp atât de mare de consum de droguri, este dificil, dar am avut curaj să merg înainte și să înfrunt amintirile și trecutul cu demnitate, așa cum ele m-au învățat să o fac. Astăzi pot să spun că zâmbesc și experimentez o altfel de bucurie și o altfel de fericire. Astăzi mă trezesc zâmbind și sunt mulțumitoare de absolut tot ceea ce primesc în viața mea. Cel mai important lucru este că m-am apropiat de Dumnezeu și că l-am cunoscut pe El așa cum este și că îi dau voie să lucreze în viața mea și mă restaurează în fiecare zi. Eu când am intrat în centru, luam un tratament destul de puternic, psihiatric și conducerea mi-a spus atunci, că directoarea centrului mi-a spus că vei putea să iei doar o lună de zile pastilele pentru că noi nu încurajăm pe termen lung recuperarea cu pastilele psihiatrice. Iar eu nu am crezut o secundă. Am spus că nu voi reuși, că voi pleca din program, că nu voi face față stărilor de anxietate și atacurilor de panică. Am zis,
încerc să fac acest efort, dar nu voi reuși. Și după 3 săptămâni de zile, părinții mei au fost contactați de o persoană din staff și li s-a spus că eu va trebui să îmi scad tratamentul și să renunț la el. Și așa am și făcut. Iar astăzi am reușit să renunț la pastile și să funcționez mult mai bine decât înainte, înainte de a le consuma, și sunt extraordinar de fericită, nu mai am atacuri de panică, pot să dorm, să mă odihnesc și sunt un om absolut normal. Când am mers la interviu și mi s-a spus că nu pot să, că este ultima țigară pe care o fumez și că fumatul nu este admis în program, a fost un șoc pentru mine, pentru că eu eram un fumător înrăit. Fumam aproximativ 2 pachete pe zi. La fel, am preferat să zic, eu nu o să pot. Dar totuși am încercat să fac asta și vreau să zic că nu am simțit, din prima săptămână nu am mai simțit nevoia de țigări. Un alt aspect important este că am reușit să recuperez încrederea părinților mei și relația mea este cu mult mai bună. Este pentru prima oară, probabil când eram mică, îmi spuneau ai mei, dar nu mai mi-amintesc, dar este pentru prima dată când eu am putut să le spun ceea ce simt și că iubesc, iar ei la fel. Și Dumnezeu a restaurat și ceea ce se întâmplă în jurul meu și familia mea este ok și viața mea a prins cu totul și cu totul alt contur. Am o altă perspectivă de viață, iar visul meu este să reușesc să lupt pentru fetele care au trecut prin ceea ce și eu am trecut și să le spun că există speranță și că nu trebuie să dea bătute și că există oameni care le pot ajuta. Mesajul meu pentru tinerii care se gândesc să încerce drogurile este simplu: nu încercați să vă pierdeți fericirea în a consuma droguri și a vă amăgi senzații de moment, pentru că poți ajunge să pierzi tot, la fel cum și eu am pierdut tot din cauza drogurilor, și nu se merită. Viața este atât de frumoasă și te poți bucura și te poți distra în mult mai multe forme decât în a consuma. Un mesaj pentru părinții celor care consumă este să aibă încredere, să nu-și piardă speranța niciodată, dar să nu le întrețină viciul și, deși poate fi dureros, cred că momentul care te ajută să încerci să te schimbi este momentul de zdrobire. Deși este dureros ca părinte să nu-ți mai susții copilul și să-l lasă să plece să încerce viața pe care dorește să o trăiască, lăsați-i să se dea ei singuri cu capul de pereți și mai apoi să-și dorească ei să nu mai trăiască acea viață. Un sfat pe care pe mine personal m-a ajutat și este din partea directorului general al centrului este că decât să trăiești durerea regretului, mai bine alegi durerea disciplinei. Să-ți faci curaj, să o iei de la capăt, da, poate fi greu, dar nu imposibil, și ceea ce rezervă viitorul și viața, dacă accepți că ai o problemă și încerci să faci, asta este cu mult mai frumos decât la ceea ce te gândeai vreodată că poți face.